Bun găsit tuturor! Zâmbete din pântecele mamei. A vorbi despre avort înseamnă a ne referi, potrivit moralei ortodoxe, la cel mai mare păcat pe care îl poate săvârși omul. La începutul creștinismului, trei mari păcate erau considerate mari: apostazia, uciderea și desfrânarea. Avortul se pare a fi sinteza tuturora la oaltă și încă ceva mai mult. Multe tinere, multe mame, aleg să-și rănească trupul, dar mai ales sufletul, ajungând să practice astfel de lucruri, uneori cu bună știință. Cât de mult este rănit sufletul, cât de mult este rănit trupul, o să aflăm în emisiunea de astăzi, împreună cu invitații mei. În acest sens, l-am invitat pe domnul doctor Ionel Cioată, medic primar obstetrică ginecologie de la Timișoara. Bun venit, domnule doctor, la noi și vă mulțumim pentru efort. Și de asemenea pe părintele Nicolae Pușcaș de la parohia Bunavestire Belu din București. Bine ați revenit, sărutăm dreapta, părinte. Mulțumim mult pentru invitație. Este un subiect greu, dacă pot să spun greu, sensibil, însă doresc să ne asumăm această responsabilitate cu mâna pe inimă, atât eu, cât și dumneavoastră ca doctor, cu siguranță o să vadă publicul și de ce, și cât și dumneavoastră ca și reprezentant al bisericii astăzi aici. Nu am ales subiectul acesta degeaba, ci sunt speriată, recunosc că sunt speriată. De curând am citit, ca toată lumea pe internet, lucruri absolut înfricoșătoare, ceea ce arată că am devenit cruzi, poate. Sau suntem, poate că nu mai avem spiritul acesta de mamă, că până la urmă este vorba de femeie aici, de mamă. Poate că ne lipsește educația. Să vedem ce ne lipsește împreună cu dumneavoastră astăzi. Însă aș vrea să vă întreb, părinte, de la început. Știm că copilul este darul lui Dumnezeu. Mai este astăzi darul lui Dumnezeu sau a devenit o povară pentru familie? Cu siguranță că nu există un dar mai mare pe care poate să-l facă Dumnezeu unor tineri, unei familii, tineri tânăr închegate, decât să le dăruiască un copil. Este poate singurul moment în care omul devine creator împreună cu creatorul său. Omul creează împreună cu creatorul său. Și nu mă refer aici numai la trup, ci mă refer și la sufletul copilului. Pentru că omul devine om nu în momentul în care Dumnezeu îl zidește din pământ, din materie, ci omul devine om atunci când Dumnezeu suflă asupra omului duh de viață dătător. Mai folosim noi expresia în teologie că omul este purtător al chipului lui Dumnezeu. Așa. Și omul devine purtător al chipului lui Dumnezeu încă din momentul zămislirii. Și de aici toată gravitatea problemei avortului. Și actualitatea în același timp, pentru că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, privim statisticile, atunci ne înfricoșăm. Mă uitam, de exemplu, pe statistici de după Revoluție, că până în Revoluție nu erau avorturile făcute în mod legal, și m-am înspăimântat, pentru că la nivelul anilor 99, domnul doctor cred că știe mult mai bine decât mine lucrul ăsta, se vorbea în România de vreo 260.000 de avorturi anuale și spre 2005 îmbucurători, dar tot n-au scăzut suficient de mult cât să ne bucurăm noi într-adevăr, ceva la 159.000 de avorturi anuale. Sigur anuale. Că până în Revoluție acest lucru nu era făcut public, da. Practicile erau așa cum erau, toată lumea cu siguranță le cunoaște, însă uciderea de prunci cred că s-a practicat dintotdeauna. Însă acum, cu adevărat, este explozie. Este ceva absolut înfricoșător. Am spus dar al lui Dumnezeu și când spun dar,
Cuvântul dar în sine, eu cred că trebuie să aducă bucurie. Când primești un dar și dacă ar fi să primești un măr, o portocală, când îi dăruiești cuiva, îți aduce zâmbetul pe buze la început. Nu mai vorbesc despre copil ca și dar al lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb de ce femeia nu privește acest lucru ca un dar și să se bucure de el. Ce credeți că dărâmă acest copil în familia respectivă? Motivul este direcția în care merge omul societății noastre, și anume centrarea pe propria sa persoană, pe egoism. Este egoism. Și egoismul începe să se manifeste față de toți cei din jur, chiar și în familie coboară egoismul, și observăm egoismul părintului față de copil sau a soților între ei, sau a copilului față de părinte. Cred că aici ar trebui să lucrăm mai mult. Iar egoismul se înlătură prin dragoste. Exact ceea ce spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, că este Dumnezeu. Dragoste, iubire. Dumnezeu este iubire, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și atunci, probabil că ar trebui să contracarăm efectul acesta al fenomenul acesta al multitudinii avorturilor prin dragoste pe care trebuie să o nutrească omul unul față de altul și mai ales față de darul pe care îl primește de la Dumnezeu, care este copilul. Așa este. Poate că se gândesc mai mult la, știu, carieră. Poate că distruge copilul ceea ce a construit, nu știu, în anii studenției, tânăra respectivă. Și are puterea de a decide, nu, trebuie să-mi continui cariera cu prețul de a ucide o viață? Ce credeți, domnule doctor? Eu vin în completarea părintelui și spun că, într-adevăr, centrarea aceasta pe persoană, deci egoismul acesta care ne macină, există și o ne macină, dar ne macină și ancorarea în material. Deci, deplasarea aceasta spre material, spre încerca să-ți faci înainte cariera, să-ți construiești casa, să-ți realizezi, să zici, crezi că îți realizezi viața și abia după aceea să te gândești la copii, cred, după părerea mea, și am gândit mult la acest aspect, este o mentalitate care nu este benefică pentru societatea noastră și pentru societatea în general. În general, așa este. Pentru că dacă aducerea pe lumea unui copil o faci ca și un plan al tău așa în dezvoltare, știți? Acum fac casa, acum fac meseria, după aceea fac și un copil. Nu este în regulă. Este rod al dragostei între cei doi soți. Și eu observ în meseria mea că tot mai multe femei cu vârste peste 35 40 de ani vin în această direcție, doresc să rămână însărcinate. După ce consideră că și-au asigurat, practic, viața lor, cumva din punct de vedere material. Da. Ori copilul trebuie să vină atunci când dragostea între cei doi soți rodește și, cum să spun, înflorește între ei. Gândul la material duce sau estompează această dragoste între cei doi. Și de aici aceste probleme pe care le avem. Ar fi să pornim de la ideea dumneavoastră, tot mai multe tinere spre 40 de ani, după ce s-au realizat chipurile, ajung să decide totuși, pe la 40 de ani, cum spuneam, să aibă și un copil. Nu este ca și cum acest lucru e ceva așezat pe o scară tot materială, îl fac și pe ăsta. Nu mai este am făcut și o casă, mi-am luat și o mașină, îmi facem și un copil. Copilul nu devine ceva material, nu mai este la adevărata lui valoare, ca simbol al dragostei. E un suflet, de fapt. Nu se compară o casă, o mașină, o facultate cu un suflet. Eu așa văd lucrurile. Haideți să le spuneți dumneavoastră telespectatorilor. Cuvântul acesta este des folosit. Și o să vedem și niște statistici astăzi. Ce înseamnă, de fapt, avort? Însă aș vrea să le spuneți tinerelor și mamelor
Și folosesc foarte clar tinere și mame, pentru că avortul mai nou se practică și în rândul tinerelor, fără să aibă o familie întemeiată, să le spuneți de fapt ce înseamnă avort. Da. Din punct de vedere medical, avort înseamnă întreruperea cursului sarcinii până în săptămâna 28. Discutăm despre un avort de trimestru 1, adică în primele 3 luni, și de avortul de trimestru 2, după 3 luni. Acesta de trimestru 2 este interzis de legea actuală din România. Deci legea actuală din România, după Revoluție, s-a abrogat decretul acela privind întreruperea sarcinii pe vremea Ceaușescu din 1966 și avortul a devenit permisiv, legal, până la vârsta de 14 săptămâni. După această vârstă, el poate fi efectuat doar terapeutic, ca să spunem așa, în situații deosebite, boli ale mamei, boli ale fătului. De fapt, este o micronaștere. Pentru aceasta trebuie să prezinți niște documente. Pentru prima parte, pentru primele 3 luni, nu ai nevoie niciun fel de document. Mergi cu buletinul într-un cabinet, la colțul străzii și întrerupi sarcina. Ce pot să spun eu ca și fost practicant al acestei, să zicem, meserii, adică ginecolog care făceam avorturi, pot să vă spun că este un lucru îngrozitor. Acum, fiind de cealaltă parte a baricadei, dar o să discutăm despre asta puțin mai târziu. Așa. Fetele tinere trebuie să știe că trupul lor, în momentul în care medicul ginecolog practică această întrerupere, este într-o suferință fantastică. Gândiți-vă că în timpul manevrelor de chiuretaj, dacă este o sarcină de 11, 12, 13 sau 14 săptămâni, fătul este complet format. Are cap, are mâini, are picioare, are trunchi, are tot. Practic, el este scos în bucăți. El este extras bucățică cu bucățică. Tu, ca ginecolog, contabilizezi acele bucăți, pentru că altfel, dacă rămân ceva fragmente în interiorul uterului femeii respective, poate să facă o complicație sângerare sau infecțioasă. Da, da, da. Și, de regulă, după o astfel de manevră, dacă sarcina este mai mare, ai nevoie de o dilatare a canalului cervical, care ulterior poate să lase niște urmări foarte neplăcute pentru pacienta respectivă. Adică sarcinile ulterioare pot fi duse cu dificultate, întrucât canalul cervical, colul, nu mai este atât de continent și femeia poate să piardă următoarele sarcini. De aceea spun și am spus și voi spune mereu că dacă nu-ți dorești o sarcină, la înțelegere cu soțul, ok, există metode prin care poți să nu aduci pe lume un copil. Nu discutăm despre contracepție și alte lucruri, vorbesc despre contactul întrerupt sau abstinența. Dar în momentul în care ai rămas însărcinată, dacă e o astfel de decizie, trebuie să știi că viața ta din acel moment s-a schimbat radical. Pentru că cel mai banal, așa zis, banal avort, la 5 săptămâni, la 6 săptămâni, poate lăsa niște urmări pe viață. Pacienta respectivă poate suferi complicații inflamatorii, infecțioase, hemoragice, poate să ajungă la intervenții chirurgicale, poate să se aleagă cu o sterilitate definitivă. Vorbim aici de trup. De trup. Momentan. De trup. De trup. Iar în ceea ce privește sufletul, cum spunea părintele aici, că chipul este practic din momentul când părintele ceresc a suflat Duh Sfânt. Nu? Ei, din acel moment este viață, este scânteie divină, este cel mai bun și mai frumos pe lumea aceasta. Din păcate, tinerile care ajung în astfel de situație privesc extrem de îngust, ca printr-o fantă, doar vor să rezolve situația.
Da. Nu se gândesc la urmări fizice, ce discutam, dar cu atât mai puțin la cele sufletești. Vin cu un scop. Exact. Contra unei sume de bani. Nu știm cât și nici nu ne interesează să vă transmitem acest lucru. Au în minte cuvântul avort, însă nu știu că, de fapt, pruncul acela, după cum spuneați dumneavoastră, este rupt în bucățele, iar domnul doctor nu face altceva decât să contabilizeze fiecare bucățică din mânuța, din piciorușul, din orice organ al pruncului deja format. Am văzut ce înseamnă din punct de vedere medical, este cutremurător. Este absolut cutremurător dacă numai mintea dacă merge acolo, dar dumneavoastră care ați văzut aceste lucruri și ați practicat aceste lucruri. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, părinte, ați, după cum spunea domnul doctor, întrerupere, însă, și spunea și de nu știu câte săptămâni și nici nu-mi doresc să țin minte, ca o paranteză. Mai bine. Ce credeți că a hotărât Dumnezeu cu un prunc înainte de a vedea el lumina zilei? Păi, în atotștiința sa, Dumnezeu probabil că alege cel mai potrivit moment în care poate să ofere darul acesta tinerilor părinți. Și cu siguranță că părinții, indiferent după ce raționament s-ar conduce, și atunci când este vorba de prevenirea unei sarcini și atunci când este vorba de întreruperea unei sarcini, nu fac nimic altceva decât să se împotrivească voinței lui Dumnezeu. Așa este. Însă ceea ce nu-și dau ei seama, de fapt, este că nu împotriva lui Dumnezeu luptă, da, ci luptă împotriva propriei sale mântuiri. Așa este. Pentru că mântuirea femeii vine prin naștere de prunci. Da. Ne-o spune clar Sfânta Scriptură. Da. Femeia se va mântui prin naștere de prunci. Calea bărbatului este alta, sudoarea frunții, da, pentru câștigarea pâinii. Calea femeii însă este naștere de prunci. N-ar trebui totuși să facem separația asta, pentru că și femeia și bărbatul constituie o singură unitate prin cununie înaintea lui Dumnezeu. Da. Deci responsabilitatea este la fel de mare și a bărbatului, care ia parte la această decizie, ca și a femeii. Cu atât mai gravă este situația de care și-a amintea domnul doctor tangențial, în care cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Da. Și atunci tânăra consideră că scapă într-un fel de această neplăcere, între ghilimele, ajungând la avort. Însă trebuie să știe și ea, și cel cu care l-a conceput, că nu fac nimic altceva decât o omucidere. Omoară un om. Pentru că trupul și sufletul sunt prezente împreună din momentul zămislirii. Atunci pune și Dumnezeu degetul și creează împreună cu tinerii. Din acel moment în care ia ființă trupul împreună cu sufletul, vorbim deja de o ființă umană. Bun. De ce? Și dacă vorbim de o ființă umană, imaginați-vă cum ar fi să-i spui unei mame sau unui tată, ia și-ți omoară copilul tău de 15 ani, de 18 ani. Da. O să spui, nu ești sănătos la cap. Cum să pot așa să ceva? Fac eu așa ceva? Nu pot. Cum pot eu, care îmi iubesc copilul, care l-am crescut până la vârsta asta, să-l omor? Acum, el se poate totuși apăra. Da. Dar e un copil care nu se poate apăra, așa cum vorbim de... Exact. A spus părintele și dumneavoastră despre statisticile care erau. Eu am citit o statistică, adică cred că am văzut-o pe Trinitas, la o domnișoară care a fost într-o emisiune aici. Spunea că din 1967 până în 2010, cred, au fost 20 contabilizate, aproximativ 20 de milioane de avorturi. Gândiți-vă, 20 de milioane de suflete ale poporului acesta care s-au dus, da, care n-au ajuns unde trebuie, pe care părinții, mă rog, le-au refuzat. Și ca o continuare ce spunea părintele, că omucidere vis-a-vis de omor, deci de avort, pot să vă spun o întâmplare din viața mea, ca să vedeți cum a rânduit Dumnezeu. Și o să fac conexiunea cu statistica dinainte. Vă rog. Eu sunt al doilea copil din familie.
Și la momentul când mama mea, Dumnezeu să o odihnească, a rămas însărcinată cu mine, părinții aveau o situație dificilă materială, erau tineri, era fratele meu mai mare, cu 3 ani, și s-au dus la Târgu Jiu, sunt din zona de acolo, de la, lângă Tismana, de la părintele Nicodim. Da. Pentru ca mama să-și facă întreruperea de sarcină, vă dați seama? Uh-huh. Avea 20 de săptămâni sau 21 de săptămâni, deci cam 4 luni. Medicul obstetrician era o doamnă și bunul Dumnezeu să rânduie cei mai buni pentru ea. Da. I-a spus, asta mama mea mi-a spus și aceeași tatăl meu, fată dragă, ești tânără. De ce vrei să omori copilul ăsta? Poți să mori și tu. Lasă copilul ăsta și o să vezi ce bucurie o să-ți aducă. Și acel copil sunt eu. Așa este. Deși printr-o practică a meseriei dumneavoastră, da, actuale... Și asta am vrut să spun, că gândiți-vă la cele 20 de milioane de suflete care au rămas. Gândiți-vă, da, dintre aceste 20 de milioane câte suflete puteau fi în meserii diferite, încă o Românie. Deci este incredibil. Da. Incredibil. Am să vă citesc, chiar mi-am scos câteva idei. România spune că ocupă locul al doilea pe plan european în ceea ce privește rata avortului, potrivit datelor Organizației Mondiale Sănătății. Totodată, țara noastră se află pe poziția 6 la nivel global, cu număr total al avorturilor de aproximativ 100.000, 128.000 pe an. În România se fac 400 de avorturi zilnic, cel puțin zilnic. Mi se pare destul de mică cifra asta, pe lângă... E mică. Poate că e un pic așa, ascunsă, așa o simt. Este o cifră luată de la casele de sănătate, unde, da, cabinetele nu sunt obligate ca să raporteze, înțelegeți, acest numărul de avorturi. Exista la un moment dat, acum nu cred că mai există această dispoziție, pentru că cifra este atât de mică, când vă imaginați. Da, foarte, da, multe avorturi se fac fără a fi înregistrate. Vă spun. Știți ce mă cutremură la fel de tare, după cum mă cutremură cuvântul avort? Ceea ce scrie mai departe. Pentru care statul cheltuiește anual peste 5 milioane de euro și se raportează această cifră la cele 400 pe zi. Peste 5 milioane de euro, bani plătiți din asigurările cetățenilor creștini anti-avort. Da, pentru că în cadrul spitalelor de stat există un departament, cabinete, în care sunt plătiți medici, asistente, instrumentar, în care medicul, pacienta respectivă, contra unei sume modice, merge și își întrerupe sarcina. Acolo sunt banii aceștia. Da, da, da. Și ne plângem câteodată că suntem săraci, că spitalele nu au, că parcă banii ăștia, dacă am stat bine să ne gândim așa, dacă i-am trimite către altceva, nu... Da. Din păcate a spus da. Da, trebuie să-i trimitem. Și ați oftat. Ca și medic. Ca și medic, da. Așa. Părinte, ce credeți că reprezintă trupul mamei în sine, sânul mamei? Dacă o mamă a fost în stare să-L cuprindă pe sine, în sine, pe Hristos, pe Dumnezeu cel nemărginit, Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trei, înseamnă că, chiar dacă vorbim noi acum de sute de mii de avorturi anuale, la fel de grav ar fi dacă ar fi un singur copil avortat pe an. Așa este. Vedeți cât scandal se face când se produce un omor, când are loc un omor. Da. Un omor violent sau neviolent sau un accident de mașină chiar. Atâta gălăgie a presei în jurul acelui caz, care ne revoltă pe toți. Și nu ne revoltă atâtea cazuri de omoruri a unor ființe care nu se pot apăra niciun fel. Ce reprezintă trupul mamei? Nu se pot apăra niciun fel, dar trupul acela nu este oare cel mai sigur loc pentru copil? Au spus alții înaintea noastră, că trupul mamei este Biserica lui Hristos.
Dumneavoastră ca și doctor. Ca și... Este ceea ce e mai frumos și mai... Pentru că Sfânta Fecioară, când... O să vă întreb de ce ați ajuns acolo și la concluzia aceasta, totuși. Am ajuns la această concluzie pentru că meseria aceasta și școala pe care am făcut-o m-a educat într-un anumit fel. Am învățat tehnicile chirurgicale, am învățat tehnica avortului, toate celelalte ce trebuie să înveți pentru această specialitate. Exact. Am și practicat-o mulți, mulți ani. Deci mâinile mele au fost și sunt pătate cu sângele pe care și eu l-am scurs și o spun în direct aici. Așa este. Numai că ceva în mine s-a întâmplat în anul 2000. Deci în, din anul acum, 2000, din anul practic, 2000, nu mai faceți întreruperi de sarcină. Nu, nu. Era un zbucium, era o luptă a sufletului meu, partea cea bună cu partea cea rea. Lumina cu întunericul se luptau în mine, mulți ani s-au luptat cu mine, în mine. Și în anul 2000, am povestit-o de multe ori, dar poate că vine să vă spun și aici, pe post, am fost la catedrală pentru să mă spovedesc împreună cu soția mea, care era însărcinată. Așa. Era de serviciu acolo un preot care, sigur, mă cunoștea. Nu aveam pe vremea aceea un duhovnic stabil la care să mergem, cum ar fi bine să se întâmple și ar fi bine să aibă fiecare om din țara noastră. Părintele respectiv m-a ascultat spovedania și la sfârșit mi-a spus: îmi pare rău, dar nu puteți să vă împărtășiți conform canonului, trebuie să faceți. Mi-a explicat ce trebuie să faci. Da, da, da. Am ieșit afară și părintele după aceea a poftit pe toți ceilalți care spovedise pentru împărtășanie. Și soția mea a zis: hai să mergem în untru. Și am spus: eu nu pot să mă împărtășesc pentru că părintele m-a oprit. Atunci, normal, atunci a fost practic picătura care a umplut paharul. Ea s-a prăbușit, a început să plângă, eu de asemenea. Și la momentul acela am realizat că în mine cele două părți care se luptau, la un moment dat lumina a rupt zăgazurile și a început să lumineze, de fapt, să dea la o parte întunericul care era în mine. Și am zis: stop, de astăzi mâna mea nu se va mai păta și voi zice stop avortului. Știți ce vreau să vă întreb? A spus: am fost să mă spovedesc. Mă interesează dacă era prima spovedanie a dumneavoastră sau erați un creștin fidel? Eram un creștin... creștin ca toți ceilalți creștini, ca să zic așa. Mergeam din când în când la biserică, așa. Mă duceam o dată pe an și mă spovedeam, mă împărtășeam, dar în mine începuse de fapt această luptă între cele două forțe, vă spuneam, cu câțiva ani înainte, de prin anul 1997-98, deci cam 3-4 ani înainte. În anul 99 am făcut o vizită, am fost la Sfântul Munte Athos. Așa. Și acolo ați fost poate părinte, trăia vrednicul de pomenire părintele Petronius, starețul mănăstirii, un om extraordinar și am avut o discuție cu dânsul, cu domnia sa. A știut, adică i-am povestit că sunt medic, i-am povestit ce fac și a zis: domnul doctor, și dumneavoastră și colegii dumneavoastră vă ascundeți în spatele meseriei. Ce nu vă gândiți cât rău faceți sufletului dumneavoastră și sufletelor care dumneavoastră nu le lăsați să vină aici pe pământ. M-a cutremurat. După aceea am fost în multe biserici, în multe mănăstiri, în țară. Ați încercat să continuu. Vă regăsiți, exact, practic. Da, nu știam ce să fac. Mă gândeam că pacienții mei o să plece de la mine. Ce, eu nu mai, adică nu mai fac. Nu făceam multe, dar oricum făceam. Da, da, da. Și... atunci, în postul Crăciunului și la spovedania aceea, era începutul postului, era în prima săptămână a postului, atunci am zis stop. Și stop a rămas și va rămâne toată viața mea. Și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că atunci cred că Duhul Sfânt a făcut ceva în mine, ca eu să a schimbat în mine, ca eu să nu mai fiu de partea cealaltă, știți? Deci, practic, după un an de muncă, domnul doctor Cioată
obosit, a plecat într-o excursie, nu-i așa? Pur și simplu, neștiind, nebănuind, sau ați plecat la muntele altul să căutați ceva? Așa, eu vă văd după un an de muncă într-o excursie. Nu, am plecat la munte. Sau toți în vacanța de vară, să zic așa. Da, nu. Nu, ia nu, să vedem. Nu, n-a fost o excursie. Pentru mulți poate este o excursie, dar nu cred. Că cei mai mulți care se duc acolo se duc cu un scop așa bine definit. Grație nașilor noștri, o familie deosebită care aveau preocupări în acest sens. Nașul meu, cu nașul meu am fost acolo, el m-a dus. Și de fapt mă duceam să caut ceea ce era în mine de fapt, dar nu recunoșteam. Acolo am găsit pacea, am găsit liniște, am găsit tot ce e mai frumos și de fapt viața în Hristos. V-am spus, am discutat cu mulți părinți acolo, inclusiv cu părintele Gustavețu Petroniu, și am venit schimbat de acolo. Dar ghinionul este că nu te ține mult această stare dacă te reîntorci în această viață a noastră tumultoasă. Da. Trebuie permanent să te întorci și să te gândești oare cum a fost acolo și de ce nu viața mea, de ce viața mea nu poate fi ca acolo. Da. Cum trăiam acolo, cum duceam la slujbă noaptea de la ora 3 până dimineața la ora 8, cum gândeam, meditam, rugam, deci de ce nu? Și atunci au fost acumulări care în 2000, atunci cum spuneam la acel moment, atunci lumina a rupt zăgazul întunericului. În postul nașterii Domnului. Exact. Tot exact. Dar. Nașterii dar. A fost un dar. Dar. Și știu asta. Iar darul acela, vă spun, a continuat și continuă și va continua toată viața mea. Pentru că știu că Bunul Dumnezeu, sper și cred și rog, să mă ierte pentru tot ce am greșit și făcut în toți anii ăștia. Aveți așa, cu ochiul liber, se vede eu ca o persoană din afara vieții dumneavoastră, se vede cu ochiul liber niște trimiteri în viața dumneavoastră încă de la mama adusă să medic ginecolog, în postul nașterii Domnului. Lucrurile astea le vedeți acum? Da, le văd acum și pot să spun că am realizat, mă, părintele știe, poate mai, sigur știe mai bine decât mine, îți realizezi practic cartea vieții pe care Bunul Dumnezeu ți-a scris-o în momentul în care a suflat Duhul Sfânt asupra ta. Adică traiectul pe care tu îl ai. Deci unde m-am născut? Familia în care m-am născut, episodul pe care vă spuneam. Am trecut la 4 ani printr-o boală severă. A fost o epidemie de poliomielită și puteam să rămân în scaun cu rotile. Bunul Dumnezeu m-a ajutat și de data aceasta. M-a scos. Și Maica Domnului. Pentru că aveați o misiune. Da, aveam o misiune, da. Am făcut liceu, n-am vrut să fac medicină. Voiam să fac chimie. Fratele meu, fiind mai mare, el a intrat primul la medicină, era cu 3 ani mai mare decât mine. Acum este chirurg cardiovascular la Timișoara. Un om deosebit. Și practic puțin am vrut să fac chimie și un pic la concurență cu el, cumva Bunul Dumnezeu m-a împins în această direcție. Până am zis nu mai fac chimie, am dat examen de medicină la facultate în Timișoara, am intrat în primul an, am terminat facultatea, da. Și tot așa, vă spun, mâinile Maicii Domnului și a Bunului Dumnezeu a fost lângă mine permanent, l-am simțit. Acum știu acum asta. Le vedeți, acum practic. Le văd. Da, da, da. Atunci nu le vedeam, sigur, eram un tânăr, dar ziceam, așa trebuie să fie, știți cum e în viață. Da, da. Zici, nu, așa este. Ei, am terminat facultatea prin faptul că am avut rezultate bune la învățătură. Am fost oprit ca și absolvent, ca și cadru universitar, stagiar, la disciplina de obstetrică, dar eu voiam să fac chirurgie. A fost, iarăși, eu mă pregăteam pentru chirurgie, dar m-am prins în această direcție, obstetrice ginecologie. Și da. Am ajuns să fiu obstetrician ginecolog. Da. După care, în anul 1988, înainte de a termina specialitatea, m-am apucat de ecografie. Am adus în Timișoara și în zona de vest a României această investigație ultrasonică, grație prietenului și îi mulțumesc pe această care, profesorul Stamatian de la Cluj. Am fost primul care am adus această tehnică în Timișoara, pe care am 26 de ani de când o practic și am mulți discipoli pe care i-am crescut în acest sens. Ei, această investigație a făcut în mine, cred, sunt convins de asta, să spun stop.
pentru că prin ecografie ești atât de aproape de copil. Se vede, se vede embrionul, se vede fătul, se vede imaginea tot. Vizuală imaginea, exact. Este mult mai puternică. Este puternică, iar impactul este teribil. Și impactul este teribil și asupra medicului, dar teribil și asupra mamei, a viitoarei mame. Pentru că foarte multe paciente, și nu vă spun după episodul acela cu decizia mea, au venit peste mine ispitele. Adică paciente care să mă roage, paciente vechi, rude, cunoștințe, prieteni, care, uite, am o sarcină, aș vrea să... I-am spus, nu, eu nu mai fac. Mâinile mele nu mai fac ce au făcut până acum. Și multe dintre ele le puneam la ecograf, le vedeam și le arătam. Uitați-vă. Asta voiam să vă întreb. Astăzi, dacă s-ar practica acest lucru înainte de să-i arăți tinerei, să-i arăți mamei, uite-ți copilul. Se practică pentru că această tehnică este, a intrat în uzanța profesiei noastre. Practic, această meserie nu prea se mai poate face în absență. Se poate face în absența examinării ecografice a sarcinii. Da. Ea te ajută mult în datare, mă rog, tot ce înseamnă evoluția sarcinii. Și se face. Problema este dacă medicul respectiv, care este la capătul sondei de explorare, vrea să schimbe decizia, nu să schimbe, să influențeze, că nu o poți schimba. Pentru că decizia este ea personală, a fiecăruia. Deja, dacă ajungi adică acolo... Dacă îi spune, Doamne, dar sunteți tânără, dar nu aveți copii, lăsați că Bunul Dumnezeu va rândui pentru copilul acesta. Adică dacă face niște avansuri în direcția în care s-o îndepărteze de la gândul acesta, pentru că nu toate vin cu gândul 100% că gata, trebuie să... Nu, sunt îndoite. Ele vin, caută un sprijin în medic, în loc să meargă la duhovnic. Medicul este practic un duhovnic al trupului, dar în același timp poate fi și al sufletului. Ajung la preot, dar după ce au făcut. Ajung exact. După asta... Știți? Și atunci dacă ai acest filon, această bunătate în tine, vrei să scoți acest lucru din tine și să-i spui, hai gândește-te, uite, hai să mai vorbim, să mai, uite, găsim soluții, stai să vedem care e de fapt și să-ți iei timp să stai de vorbă cu ea, pentru că vă spun, în cadrul consultației obstetricale ginecologice, pacientul vine în primul rând și în primul rând pentru dialog. E fapt o spovedanie, îți povestește despre, spune despre suferința ei, despre asta. Trebuie să-ți iei timp și să, împreună cu ea, să lupți pentru viață. Vine cu inima strânsă, cu siguranță, exact. Vine speriată, da. Vine a nimănui, vine singură, vine poate alungată de soț. Nu-i așa, părinte? Cu siguranță, spuneați, la dumneavoastră ajung după. Și primul lucru pe care îl fac tinerele, mamele... Am observat la fetele sau la mamele care vor să ajungă la doctor pentru ca să facă un asemenea păcat, chiar evită orice discuție cu vreo persoană care ar putea să le sfătuiască să nu facă avortul, pentru că le este teamă ca nu cumva să fie argumentul să-l încline balanța spre viața copilului. Și ăsta cred eu că este și motivul pentru care nu ajung la preot mai întâi. Da. Am avut și cazuri fericite, cu siguranță, ca și domnul doctor, când femeile s-au răzgândit. Și cu siguranță că decizia niciodată nu este luată 100%. Da. Poate doar în cazul fetelor foarte tinere care sunt atât de speriate încât ar face orice numai să scape de o așa zisă rușine, dacă pot să spun. Rușinea aceasta. În fața colegilor, în fața părinților, să nu cumva să afle părinții sau duhovnicul sau prietenii. Numai atunci, dar și atunci este vorba de o stare de aproape de inconștiență, adică cu siguranță o stare îndepărtată de Dumnezeu. Pentru că revin iarăși la ceea ce spuneam mai devreme, chipul lui Dumnezeu din om, prezența chipului Dumnezeu din om este concretizată prin însuși glasul rațiunii care există în fiecare om și care, în funcție de ecoul pe care îl regăsește în om, se formează și scara de valori din acel om. Ori, cu siguranță că nu poate să fie prezentă vocea lui Dumnezeu în mintea omului în acea clipă dacă el se gândește să o omoare. Da. Nici măcar un animal, când se gândește cineva să-l omoare doar pentru supraviețuire, ca jertfă pentru ca să supraviețuiască omul, poți să gândești. Dar aici
își omoară propriul copil, niciun animal, nu știu dacă există vreun caz în lumea animală să facă așa ceva, să-și omoare puiul înainte de naștere. Înainte de naștere, după, da. Pentru supraviețuirea celorlalți, am văzut la anumite, da, animale care fac lucrul ăsta și omoară pe cei mai slabi ca să aibă lapte, să-i mănânce și să aibă lapte pentru cei mai puternici să supraviețuiască. Dar înainte, chiar nici măcar în lumea animală, nu știu dacă există un asemenea caz în care să săvârșească un omor încă din pântecile mamei. Întunericul, să înțeleg că este profund, este întunericul. Întunericul este lipsa prezenței lui Dumnezeu. Sau mai bine zis, lipsa conștientizării prezenței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este prezent în noi, sub forma chipului lui Dumnezeu și în tot ceea ce există, de fapt. Materie organică, anorganică, Dumnezeu este prezent. Că altfel n-ar putea exista acel lucru. Însă ajungem la lipsa conștiinței prezenței lui Dumnezeu și de aici nu putem să facem lucrul lui Dumnezeu, nu putem face lucrarea lui Dumnezeu. Facem lucrarea celui întunecat. Și ajungem să ne întunece atât de mult mintea, încât să ne dorim să ne omorâm propriul nostru copil. Deși păcatul nu aici începe. Păcatul începe atunci când ajungem în brațul unui bărbat fără să fim căsătoriți. Sau mai târziu, prin egoism, exact cum spunea și dumneavoastră la începutul emisiunii, să eliminăm în scara, vă dați seama cât de mult e deformată scara valorilor noastre dacă copilul este așezat după un acoperiș din țiglă deasupra capului sau din tablă care în 30 de ani nu mai este. Deci cât de puțin înseamnă de fapt omul ca valoare în ochi, în proprii noștri ochi. Da, 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 da. Domnule doctor, știți ce curiozitate am? În momentul în care ați decis, cu siguranță ați împărtășit acest lucru familiei, soției, cu siguranță au fost, soția a fost foarte fericită, dar știți unde vreau să mă duc? La colegi. Ce au zis colegii? Au fost, nu știu, invidioși, v-au văzut altfel. Fiecare dintre noi avem prietenii din domeniul nostru, din, da, meseria noastră. Ce au spus prietenii dumneavoastră, doctori? La început au crezut, sincer să fiu, că este o glumă pe care eu i-am anunțasem deja, eram la începutul anului următor, în 2001, și le-am spus celui care se ocupa de programele pentru cabinetul de avorturi să nu mă mai pun acolo pentru că eu nu mai vreau să fac avorturi și nu, așa, mai fac. Încet, încet au început să afle și ceilalți colegi. Sigur, mă priveau cu oarecare suspiciune. Probabil că nu mai vrea să facă la spital, dar face la cabinetul particular și așa mai, aha, departe. Dar eu am trecut peste aceste animozități, peste aceste gânduri. De fapt, nici nu mă interesa părerea lor sau ce cred e despre mine. Și totuși eu, erau niște ispite pentru dumneavoastră. V-am povestit discuțiile puțin din spatele, da, da, erau, cortinei. Da, erau niște ispite. V-am spus și, da, da, pot să continui că aceste ispite au venit după aceea peste mine. Imediat au venit. În luna următoare, în anul următor, erau cazuri care veneau peste mine din oameni pe care uneori spunem că nu putem să-i refuzăm. Da, da, da. Înțelegeți? Și când le-am spus, știți, eu nu mai fac. Nu se poate. Zic, nu mai fac. Dar nici pentru mine. Nu. Pentru că eu ce fac acum, fac pentru Hristos. Până acum n-am făcut pentru Hristos. Până acum am făcut pentru celălalt, pentru necuratul. Deci nu. Nu mai fac. Asta e decizia mea. Și vreau să mă... Dacă sunteți prieteni, dacă mi-ești prieten, dacă vreau să înțelegeți acest lucru pentru totdeauna. Nu mai fac asta. N-am vrut să fac caz de acest lucru, n-am ieșit în public, n-am scris în ziare, n-am ieșit la televiziune, nimic. Chiar lucrul acesta cumva a început să se împrăștie, pentru că pacientele la cabinet au început să afle, s-a aflat în oraș, încet din pacient în pacient. Exact, nu se mai face chiretaj. Da, cam așa. Și am zis, domnule, este o decizie a mea, a sufletului meu, a familiei mele. Vreau familia mea să trăiască în curăție. Eu să trăiesc în curăție de acum încolo. Și dacă exemplul meu este un exemplu bun, și eram convins că este un exemplu bun, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și alți colegi de-ai mei să facă acest pas. Și azi unul, mâine unul, la un moment dat lucrurile se pot schimba. Pentru că cu o floare nu se face primăvară.
Deci trebuie să ne unim forțele în acest, în acest, să în înțeleg acest sens. Din ceea ce mărturisiți acum că totuși doctorii ca dumneavoastră nu sunt obligați să facă avorturi, nu? Nu? Prin meseria, nu. Prin jurământul pe care l-au explicați-ne dumneavoastră. Deci nu este o obligație. Nu, în jurământul Ipocrate nu scrie nici că tu trebuie să faci întrebări de sarcină. Nu. Nu scrie acest lucru. Așa. Deci, practic, tu consimți la, și ești părtaș la, la păcatul pe care femeia, adică păcătuiește alături de ea. Da. Atunci, adică, și păcatul omorului este păcatul împotriva Duhului Sfânt, Părinte, iar nu? Iar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta niciodată. De acum nici în cel ce va să fie. Va să fie. Bine, cuvintele astea nu sunt spuse ca nu cumva să... să mai săvârșim, să, să înțelegem care este gravitatea păcatului, da, nu că Dumnezeu nu poate ierta. Sigur că da. Înseamnă că ar exista ceva ce Dumnezeu nu poate face dacă mergem pe sofisme. Însă pentru ca să se arate cât de grav este acest gen de păcat, inclusiv omorul, ni se spune că este păcat împotriva Duhului Sfânt și nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Noi însă nădăjduim prin pocăință la marea milostivire din partea lui Dumnezeu. Da. Să luăm un caz, părinte. O tânără mamă ajunge, o mustră conștiința, pentru că eu cred că durerea fizică nu se compară cu ceea ce urmează din punct de vedere sufletesc. Asta este cu totul și cu totul altceva. Dacă durerea fizică o poți calma înainte de această practică, știu eu, cu un diazepam, îi dai, doamne asistente, ceva să nu cumva să te doară foarte tare, durerea sufletească este altfel. Trece această durere sufletească și ajunge printr-o minune această tânără mamă la preot. Trece această durere, cum trebuie să fie preotul care are de-a face cu o astfel de mamă? Vorbim de un păcat foarte grav. Vorbim de omor. Da. Vorbim de pruncucidere și atunci, cu siguranță că păcatul are ecou în pătarea sufletului nostru. Însă pătarea este atât de gravă, este ca o pată pe o haină care nu vrea să se mai ia. Da. Și așa rămâne atâta timp cât există haină. Da. Se mai decolorează, o mai ștergem, o mai acoperim cu ceva, cu o altă haină, dar ea rămâne acolo. Cam așa este păcatul ăsta în sufletul unei mame. Și este cazul în care, vorba de un singur avort, dar sunt oameni care, femei care mărturisesc de multe ori despre zeci de avorturi pe care le-au făcut în viața lor. Este o suferință, este o suferință care se răsfrânge asupra întregului suflet și întregii ființe umane, de fapt, trup și suflet. Și suferința asta are repercursiuni nu numai asupra ei, ci și asupra mediului în care trăiește femeia și asupra soțului, relației cu soțul ei și asupra relației cu familie, cu cei apropiați, cu mama, cu tata, eventual cu mama, pentru că s-a sfătuit mai mult cu ea ce să facă și cum să facă și să ia o asemenea decizie. Da, da, da. Răceala față de soț, urmări chiar asupra propriului comportament, raportării propriei persoane la ceilalți oameni și la Dumnezeu. Deci să înțeleg că practica aceasta ar putea distruge familia, nu să elibereze duce de... Duce foarte multe ori, dar chiar la... Exact. Duce chiar ce de multe de asta ori, ca să ne fie mai bine în familie. Ba, da. Din contră, ar putea distruge nucleul și darul lui Dumnezeu pe care așa... Este refuzul darului lui Dumnezeu, exact, practic. Da. Refuzăm un dar. Cât de jignit ne-am simțit noi dacă am merge cu un tort la cineva la împlinirea unei vârste frumoase și omul respectiv nu numai că ne-ar da tortul înapoi, dar ne-l-ar trânti la picioare cu fața în jos că n-are nevoie de darul ăsta. Cât de supărați sau cât de frustrați ne-am simțit noi. Și atunci se rupe ceva clar. Exact despre asta. Repercursiunile sunt pe viață. Da. Sunt pe viață. Consecințele sunt pe viață. Și dea Dumnezeu să se trezească mai bine, mai târziu decât niciodată, stare de pocăință pentru păcatul pe care îl fac, ca cât le mai rămâne din timpul vieții să-și ceară în permanență până la închiderea ochilor iertare de la Dumnezeu pentru păcatul pe care l-au făcut. Dacă părintele îi spune trebuie să de acum înainte, nu știu câți ani, nu ai voie să te împărtășești, pentru că... Canoanele prevăd diverse termene, diverse soroace pentru acest păcat. Toate însă sunt destul de îndelungate.
Însă toate pot fi înjumătățite sau și mai mult scurtate în funcție de stare de pocăință a omului. Da. Și încă o dată zic a omului și nu a femeii, pentru că este părtaș și bărbatul la păcatul ăsta. Da. Deci și soțul și soția sunt în egală măsură vinovați, dacă s-au sfătuit, desigur, dacă nu cumva a făcut-o fără știința soțului. Nu se întâmplă foarte des lucrul ăsta. Amândoi trebuie să suporte consecințele păcatului. Tămăduitoare însă este stare de pocăință. Și atunci, prin pocăință, chiar dacă sunt termeni îndelungate, stabilite pentru avort, de cel puțin 7 ani, ele pot fi scurtate, v-am spus, prin dovadă de pocăință profundă pentru păcatul săvârșit. Și sigur, una din condiții este și nerepetarea păcatului. Da, da, da. Dacă doctorul din dumneavoastră este doctorul trupului, ca să spun așa, preotul ar trebui să fie doctorul sufletului. Mă îndrept tot către dumneavoastră și v-aș întreba, dacă fetele, mamele merg după ce se întâmplă, dar dacă ar exista în spital, și mă întreb dacă ar exista o consiliere psihologică înainte de a intra pe cabinetul, pe ușa medicului ginecolog, întâi trebuie să treci pe acolo. Da, există. Sau și există un preot acest lucru? Există și un preot în spitale, numai că mamele evită, tocmai vă spuneam, evită orice persoană, mai ales preotul, înainte de a ajunge la ușa medicului, pentru ca nu cumva să le facă să nu mai ajungă acolo. Aici cred că apelul nostru, cel puțin al meu, către colegii noștri medici și nu numai obstetricieni, ginecologi în general, și sunt convins că sunt mulți așa, foarte mulți. Noi nu suntem numai medici de trup, trebuie să fim în egală măsură și medici de suflet. Așa este. Virtutea preoției generale pe care fiecare creștin este chemat să umplească. Exact. Sigur. Da. Și atunci, dacă înțelegem acest lucru, când îți bate cineva la ușa cabinetului, nu te uiți câți bani o să câștigi pe urma acestui pacient, că făcându-i o întrebare de sarcină, și vezi lucrarea Dumnezeu în acel om și spui omului cam aceste cuvinte, pe care eu le spun de multe ori acum, de fapt de fiecare dată când am o astfel de situație sau ecografic zăresc o deviație, o malformație, care e compatibilă cu viața și care nu aduce foarte multe lucruri după aceea. Îmi spun, e darul lui Dumnezeu. Este o binecuvântare a părinților, părinții care primez de la Dumnezeu copii. De ce nu vă bucurați? Trebuie să ne bucurăm. Nu trebuie să luăm ca pe o pacoste, ca pe o pedeapsă, că de-a dat Dumnezeu acum un copil, noi nu avem casă, nu avem servici, nu avem nimic. Și m-a pedepsit Dumnezeu. De cele mai multe ori, tocmai copiii în situații grele îi ajută pe părinți să treacă peste dificultățile momentelor. Exact. Și financiare, și, nu știu, conjuncturi familiare, îi ajută să se căsătorească, îi ajută să observe mai greu greutățile materiale. Așa este. Aud des tineri fără copii care și-au cumpărat să nu se plictisească sau să-i aștepte cineva acasă după o zi de muncă un câine. Și vai că te drăgălaș, când intru în casă, uiți de tot. Uite de tot numai când văd acest, cum se bucură cățelușul. Mă întreb, cum ar fi când ai copilul în casă? Da, dar să vă spun eu cum uit eu de tot când vin acasă. Știți, după o zi de muncă, de la 12 până la 8-9 seara, și nu ajung uneori seara când la rugăciunile fetelor mele, și bucuria enormă pe care o am când mă duc în camera lor și le văd dormind 10 ani și 13 ani. E sufletul acela de copil, ce e mai pur acolo, nu-ți trebuie nimic altceva. Aia este împlinirea unui părinte. Da. Ok, dăruim dragoste și animalelor și plantelor și mediului tuturor, dar copilul, acolo unde este chipul lui Dumnezeu, copilul este împlinirea familiei. E împlinirea familiei. Și vă mai spun încă un lucru din viața mea, pentru că am spus, nu e nimic de ascuns, Dumnezeu știe tot despre fiecare.
Așa este. La ultima fetiță pe care o avem, eu am 4 copii, un băiat și 3 fete. Să nu trăiesc. Da, sunt bogat, sunt împlinit din toate punctele de vedere, sunt fericit. Eu m-am opus să mai vină încă un copil în familie, pentru că am zis, mai 3 sunt destul, sfârșit. De fapt, mă puneam darul lui Dumnezeu pe care vrea să mi-l facă. Da. A fost vreun an și jumătate, 2 ani așa, cât, pentru că fetița ultima viață avea 2 ani și ce, 2 ani și timp de 2 ani tot am spus nu, nu, nu. Și după o vizită în Egipt la Mănăstirea Sfântului Mina, am avut o discuție cu un părinte de acolo și a venit vorba. Soția a întrebat și a zis, nu vă opuneți să vină, lăsați copiii să vină la mine, nu vă opuneți să... Și ce pot să vă spun este că fetița care a venit, ca și cealaltă, ca și ceilalți, sunt dar de la Dumnezeu, ca și Ioana, ca și Adina, ca și Radu. Cea mică o cheamă Casiana, Mina, după Sfântul Mina, da? A fost și este dar de la Dumnezeu și mi-am dat seama la ce mă puneam eu. Da. Seamănă cu mine și la fire și la trup. Și nu știi ce a pregătit. Da, ce pregătea Dumnezeu și pentru. Și îmi spune acum, tata, eu vreau să mă fac doctor ca și tine. Asta voiam să vă spun. Cu siguranță ați găsit răspunsul. Vedeți? Și atunci ne mai mirăm sau stăm și ne facem, ne gândim, oare ce le dau de mâncare? Oare cu ce duc la școală? Nu. Aș vrea să continui și să spun că în această ecuație a, să zicem, a avortului, familia, rostul familiei este determinant. Da. Eu observ acest lucru. La un moment dat tădeam în cabinetul meu o carte despre modul cum părinții ar trebui să-și crească copilul în ortodoxie, în valorile ortodoxie, scrisă de un părinte rus, o carte mai veche pe care am copiat-o și le dădeam așa, da, în dar drag pacientelor mele. Și le spuneam, creșteți-vă copiii așa, pentru că ăștia vor fi niște copii adevărați, niște oameni adevărați și valorile pe care le sădiți acum, veți, vor rodi mai târziu și pe parcurs. Și pot să vă spun că de când am luat decizia de care vă povesteam, viața mea s-a schimbat radical în ceea ce înseamnă familia mea. Dragostea în familia simțiți mea, copii, o familie extraordinar, viața mea, relațiile mele, prietenii mei, mi-am dat seama toți. Că simțiți, știți? Pentru că și de dimineață, dați-mi voie să le spun telespectatorilor, și de dimineață ați fost ispitit, pentru că domnul doctor a plecat de la Timișoara în foarte, foarte de dimineață să ajungă astăzi la București, cu gândul să spună tuturora cât de grav și cât de înfricoșător este avortul, să ne sperie dacă pot să mă exprim așa, și era să piardă avionul. Și a zis, ispita, dar tot am ajuns pentru că avionul a întârziat. Vă doresc, domnule doctor, să vă întoarceți cu bine, cu siguranță. Ați văzut misiunea, ați simțit misiunea dumneavoastră. Vă doresc să vă simțiți în continuare misiunea dumneavoastră aici pe pământ. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc drum bun. Mulțumesc. Să vă întoarceți acasă cu bine, sănătos. Mulțumesc. La familia dumneavoastră, la copilașii dumneavoastră, părinte, sărutăm dreapta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne străduim cu toții să conlucrăm, colaborăm cu harul lui Dumnezeu. Căldura fiecare dumneavoastră, să știți că se simte, se simte și aici, se simte cu siguranță și în familiile de acasă. Dragii mei, deocamdată spre încheiere, vă mai spun doar atât. Când glasul copilului va înceta pentru că l-ați omorât, va apărea un alt glas. El vă va aduce aminte necontenit de crima săvârșită. Simplu fapt că mai trăiești după aceea, te va apăsa pentru totdeauna de neiertat. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!